Doamnelor, domnilor, bun găsit la Popas de Suflet! S-a născut în 1809 într-un sat aflat în apropiere de Paris și ca urmare a unui accident suferit la vârsta de 3 ani, își pierde vederea definitiv 2 ani mai târziu. Viața lui ia o întorsătură de 180 de grade și învață să perceapă lumea altfel. Ajunge să-și recunoască prietenii după sunetul pașilor. Merge împreună cu copiii normal timp de 2 ani la școală, unde dă dovadă de o inteligență ieșită din comun și primește o bursă care permite să învețe mai departe într-un internat pentru copii nevăzători. Condițiile erau mizere, dar tânărul lui nu se descurajează. Mai târziu, auzind de metoda ofițerului francez Barbier, care le permitea soldaților să citească scrisorile pe front în timpul nopții, tânărul Braille, căci despre el este vorba, se simte îndemnat să dezvolte acest sistem de perforare. Împins de dorința de a șterge barierele dintre văzători și nevăzători, Braille inventează codul de litere și semne de punctuație, adaptat apoi și pentru semnele matematice sau cele muzicale. Această metodă care îi poartă azi numele și pentru care de mai bine de 200 de ani nu s-a găsit o altă variantă mai bună, a dat șansa tuturor nevăzătorilor să aibă acces la literatura scrisă și mai mult chiar să poată scrie la rândul lor. Braille devine apoi profesor la institutul unde el însuși a fost elev și predă geografia, algebra și geometria. Atins de tuberculoză, moare la vârsta de 43 de ani, înainte să poată să se bucure de succesul metodei sale. De multe ori, nevăzătorii știu să facă deosebirea între oamenii cu inima curată și ceilalți, pentru că nu se lasă duși în eroare de aparențe. Audiție plăcută! 25 cu 21 și 22 scrie: dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, adun cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Liderii trebuie să aibă în vedere mai degrabă nevoile oamenilor decât greșelile lor. Domnul le încurajează să aflăm nevoile altora, inclusiv ale dușmanilor noștri, și să încercăm să le împlinim. Liderii competenți fac acest lucru și îl fac foarte bine. Ei nu conduc bazându-se pe prejudecăți, ci evaluează orice situație și discern ce măsuri trebuie luate pentru a se atinge scopul dorit. Liderii eficienți rămân flexibili și își pot schimba reacția nu pe baza a ceea ce merită o persoană, ci pe ceea ce are nevoie aceasta ca să reușească. Înainte de a-i conduce pe oameni, înțeleg nevoia lor. În situațiile dificile, liderii buni procedează astfel. Recunosc nevoia. Nu se tem să admită că au nevoie să asculte și să fie înțeleși. Intuiesc situația. Evaluează ce s-a întâmplat și ce măsuri este nevoie să ia. Mențin comunicarea, transmit oamenilor cheie observațiile lor, iau totul în calcul, acționează pe baza constatărilor lor, chiar dacă asta înseamnă schimbare. Își asumă responsabilitatea, oferă îndrumare celor implicați. Așadar, fii un lider care se gândește la nevoile oamenilor. Numai bine!